Astăzi a început cea de-a doua ediție a Salonului Internațional de Inventică, InventCor, manifestarea care este organizată de Asociația Corneliu Group, Cercetare Inovare, în colaborare cu Asociația Română pentru Tehnologii Alternative, ARTA Sibiu, este organizată exclusiv online din cauza situației pandemice și va dura până sâmbătă 18 decembrie. La eveniment sunt prezentate sute de invenții și brevete aparținând unor participanți din mai mult de 15 țări. Salonul a luat ființă ca proiect pilot anul trecut, în urma unei succesiuni de evenimente derulate anterior care s-au denumit Puterea Minții Creative. Ediția a doua este organizată de către Asociația Corneliu Grup Cercetare Inovare, în colaborare cu Asociația Română pentru Tehnologii Alternative Sibiu. Obiectivul principal al salonului fiind acela de a cultiva și a educa spiritul creativ inovativ. Motoul după care ne ghidăm este creație, oportunitate, realizare, pe scurt, COR. Ne dorim de fapt ca prin puterea exemplului să creăm un mediu propice și atractiv pentru implicarea tinerilor pasionați. Un viitor mai bun depinde de acest aspect. Ne bucurăm de interesul manifestat, cuantificat în peste 300 de înscrieri, brevete, proiecte de cercetare, rezultate ale tezelor de doctorat, proiecte studențești și altele, din 16 țări participante. În cadrul InventCor se vor regăsi ca participanți, dar și ca atenți observatori, universități, institute de cercetare, companii multinaționale, dar și inventatori privați. De asemenea, cea de-a doua ediție a Salonului Internațional InventCor este susținută și de către administrația publică locală din Deva, primarul Florin Oancea transmițând un mesaj participanților la eveniment. Aceste întâlniri, precum cea de față de la Salonul Internațional InventCor, sunt menite să stimuleze spiritul creativ, să dea aripi tinerilor pentru a se ridica deasupra nivelului lumii actuale. Domeniile de inovare sunt infinite, precum viața. Sănătate, ecologie, energie, comunicații, resurse, siguranța oamenilor, toate așteaptă un impuls spre progres și acela va veni de la tinerii de astăzi. De aceea vreau să-i felicit pe organizatorii Salonului Internațional InventCor, pe domnul doctor inginer Corneliu Birtoc Băneasă și în special pentru oportunitatea pe care o oferă copiilor și tinerilor de a-și manifesta creativitatea și de a gândi outside the box. Vă doresc mult succes! Partenerul educațional InventCor este Universitatea Politehnică Timișoara, prin Facultatea de Inginerie din Hunedoara, acolo unde Corneliu Birtoc Băneasă, principalul organizator al salonului, este cadru didactic universitar.